Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea astăzi, ultima ediție din 2021. Un premiu de 4.000 de euro, plecăm de la 500. Cosmin din Timișoara e cu noi. Ah, jucăm, l-am pierdut pe Cosmin. Jucăm, jucăm și câștigăm. Eu simt că a avut mână bună Marcela la extragere. N-a extras ea, a dat softul. Mă rog, i-a dat play. De la ea vine numele. Știi ce zic? Eu, adică, mereu o pun pe seama ei. Am înțeles. Că ea accesează softul. E norocul ei cum ar veni. Da. Să vedem acum dacă are noroc până la capăt, Cosmin, că i s-a întrerupt apelul. Deci ai ales întrebările la ok până la urmă. S-a deliberat o oră jumate și s-a găsit înțelegere. Noi avem astăzi întrebări, fiind ultima ediție din acest sezon dublu sau nimic. Am zis să dăm banii, adică noi întotdeauna vrem să dăm banii, chiar dacă poate uneori nu pare așa. Însă nici nu putem să-i dăm pe degeaba. Pe trebuie degeaba să fie niște întrebări cât de cât. Da. Cât de cât. Să spunem că săptămâna viitoare, pentru că am avut foarte multe dezbateri în acest sezon pe întrebări, dificultatea lor, dacă să fie, să nu fie, domeniu și așa, domenii și așa mai departe, săptămâna viitoare, chiar dacă nu vom mai avea dublu sau nimic, o să ne jucăm cu întrebările astea și o să vă invităm să răspundeți la ele. Da. O să fie fun. Da. Să vedem dacă erau într-adevăr grele sau erau accesibile. Ne facem și noi o idee pentru sezoanele următoare. Nu știu în ce... A răspuns. A răspuns. Hai că l-avem, uite. Bună dimineața, Cosmin! Salut, Cosmin! Bună dimineața, vă salut! Ne dai mare emoții. Ce făcuși, Cosmine? Nu știu, s-a întrerupt, n-am făcut nimic. Umblând după tine. Am crezut că mi-a fugit ghinionul. Mi-a fugit norocul. N-a fugit, s-a întors. A fugit, dar s-a întors. Norocul, un ghinion. Acum ești bine lăsat ca să nu mai pierzi semnalul? Eu sper, Doamne ajută. Bine, Cosmin, ce faci tu? Câți ani ai? Unde ești? 42. Mulți înainte. Tocmai mi-am lăsat fetița la grădiniță și eram parcat la supermarket să intru înăuntru și... Și ești singur? Da, sunt singur. Ce lucrezi tu? Transport alternativ. Ce înseamnă alternativ? Adică o zi, două zi, nu. Ce înseamnă alternativ? Măi! Cosmin! Alternativ. Cum? Vezi că iară nu prea ai semnal, că n-am auzit ce ai răspuns. Alo? Aolea, avem o problemă. Da, Cosmine? Deci nu vreau. Alo? Asta. Cosmin? Ce-am făcut, frate? Cosmine? Da. Așa. Măi, ce faci cu semnalul ești ăla? Ești din mașină. Da. Alo? Urcă-te pe mașină. Ai, Cosmin, să știi că dacă pierzi semnalul și a doua oară, va trebui să alegem pe altcineva și să mergem mai departe pentru premiul de astăzi, pentru jocul de astăzi. Ne auzi, Cosmin? Alo? Cosmine? Deci s-a întors ghinionul. Pe report la categoria 1... Da. Marcela face o altă extragere. Ne pare rău, Cosmin, nu putem vorbi cu tine, n-avem... Of. Ai pierdut semnalul, e a doua oară că se întâmplă asta. Să nu spargi telefonul de nervi. E păcat de el. Îți dai seama ce nervi are? Juca pe 4.000 de euro, începea de la 500 de euro, l-a lăsat telefonul acum. Și de două ori. De. Ce să-i faci, asta e viața, Cosmin... O să ai noroc în dragoste. Deci, în principiu, să repetăm, astăzi este ultima ediție din acest sezon al concursului nostru dublu sau nimic. S-a întâmplat în așa fel încât este și premiu foarte mare, 4.000 de euro. Astăzi, în mod excepțional, vor fi și întrebări ajutătoare. Dacă avem pe altcineva, zic că eu vorbesc să... Vorbesc. Să avem variante ajutătoare pentru întrebările a treia și a patra, dacă... Dacă nu e obligatoriu. Adică va e așa. Ajunge acolo concurentul. La a treia întrebare, dacă omul vrea să meargă mai departe... Mai ciupim ceva din premiu și oferim variante ajutătoare de răspuns. Patru la număr, din care să aleagă una. Da, mie mi se pare super ok, pentru că știi cât timp rostești cele patru variante, mai câștigi timp. Liviu din Oradea ni s-a alăturat. Bună dimineața, Liviu! Salut, Liviu! Bună, bună! Asta poate fi norocul tău în dimineața asta. Ai fost extras după ce nu l-am mai găsit pe Cosmin din Timișoara. Liviu, ești pregătit să iei tu banii? Da, sigur. Bravo. Pe tot. Ești perfect. Norocos de felul tău? Nu prea. Sunt pensionar și asta e. Hai că știi, întrebările sunt simple, tare. Fii atent, concentrează-te să dai răspunsul în 6 secunde neapărat, da? Sunt mulți bani. Da. Sperăm să iei pe toți. Hai!
Perfect. Începem dublu sau nimic astăzi de la 500 de euro până la 4000, sper. 500 de euro. Dacă mergi până la capăt, Liviu, ați spus să faci o pensie specială. Da, da. Nu, întreg. Decentă. Da, așa e, pensie, corect. Sunt niște pensii speciale, de rămâi surd. Așa e, pe aia, da. Liviu! Da. Te concentrezi, hai că e bine că te-am luat repede, că nu mai ai timp să ai emoții, spun eu că e mai bine așa. Spune-ne, pentru 500 de euro, în ce an a început primul război daco-roman între Traian și Decebal? 101. Ha! Cine-i doamna? Doamna este învățătoare lângă mine, Viorica. Doamna știe dânsa ceva, am avut discuția asta aici. Doamnă, mai se mult... referă la Domitian, da, dar noi am zis Decebal Ștrean. Asta, mai mult atenție la enunțul problemei, doamna învățătoare. Perfect. Mamă, ce tare! Liviu, ești foarte bun, răspunsul e corect. Bravo, 500 Liviu! De euro. Dar ce cuplu adevărat, știi? Ia nevasta. 89 ți-am zis, 89, el. 101. Respectat. Dar ia zi, Fiule, în timp ce ziceai 101, te uitai așa cum înțeles la ea? Da, eu sunt inginer și le știu cu cifrele. Domnul inginer. Acum să nu-mi dau zi muzică. Ce se întâmplă? Mai aveți de trecut o întrebare. Dacă treceți și de aceasta a doua întrebare, pentru a treia și a patra o să aveți și posibilitatea de a opta pentru variante ajutătoare. Ca să știți cum stați. Da. Deci, mergem mai departe. Mergem la 1000, da? 1000 de euro. Nu cred că vă poate încurca întrebarea asta, dar na, nu știi niciodată. Liviu. Așadar, pentru 1000 de euro. Cum îl chema pe eroul popular elvețian, care, potrivit legendei, a nimerit cu arbaleta un măr așezat pe capul fiului său? Wilhelm Tell. Pleacă, mă, de aici. Doamna învăța, ce discuție au avut pe întrebarea asta aici. George a zis, n-are cum să știe niciodată. Zic, hai, da, de unde? Eu am pariat că da. Eu am copilărit cu vinele. Doamna învățătoare n-a mai zis nimic, a? Nu, ea se gândea la... Ale ei. Ai 1000 de euro. Bravo! Liviu, felicitări și în momentul ăsta ai varianta clasică de a merge mai departe, deci la 2000 de euro. Sau dacă vrei să dăm 4 variante de răspuns din care doar una este corectă, ne dai nouă 200 de euro și din 800 dublezi la 1600. Deci, da, varianta asta o aleg. Asta varianta ajutătoare. Cu întrebări ajutătoare, da? E sigur. Exact. Mulțumesc. Nu sunt grele întrebările. Perfect. Ai 1000 de euro, am luat 200, dublăm la 1600. Ok. Bine, domnul Luca. Da, domne. Aveți? Bine, Liviu. Hai să vedem ce se întâmplă. 1600 de euro. Păi, da, oricum e o poveste foarte mișto. Mergem în America. Mergem în America, iau. Cosmin din Timișoara ratează de 2 ori cu telefonul, are șansa Liviu să intre, trece peste soție și ajunge iată în situația asta și spun că o să iei premiul cel mare astăzi, Liviu. Dar deocamdată suntem la întrebarea a treia pentru 1600 de euro. Da, aștept. O să ai 4 variante de răspuns, da? Da. Liviu, în ce stat american se afla casa luată de o tornadă în care locuia Dorothy din povestea Vrăjitorul din Oz? A. Dallas, B. Kansas, C. Kentucky, D. Alaska. Zi. Kentucky. Greșit. În Kentucky a fost acum tornada. Asta a fost varianta... Tot cu capa. Varianta capcană era Kentucky. Ce capcană? Kansas, Kansas. Era că puteai să faci o... Uite, că-ți venea Kentucky pentru că au fost acum tornade. Am fost și eu puțin golan aici. Asta e. Mare, Liviule. Cât de simplu și cu variante ajutătoare. Și Dallas nu e stat. Liviu. În Alaska n-avea cum. Da, deci practic era între Kansas și Kentucky. Da. De fapt. Ce rău îmi pare. Liviu, ne pare rău. Nu mai ajung în America, asta a fost. Nu nimic, ajungi data viitoare. Sărbători fericite. Sărbători cu bine și felicitări oricum pentru primele două răspunsuri.
Revenim în 2022 cu dublu sau nimic și săptămâna viitoare cu o parte din întrebările pregătite pentru anul ăsta, dar care n-au mai intrat.